fie și nu desen, fel la pașa. Nu vă spun că și asta poate fi cotată. Cât de cât. Trecem la tabul Annotate, unde găsim mijloacele pentru a trasa axe, cum este aceasta, folosită la centre sau aceasta, folosită ca bisector a unor linii, uite cum ar fi liniile aceasta și aceasta. După ce le-am pus, am terminat cu trasat, le lungim și le adaptăm cum dorim la desenul nostru, ca să arate cum ne-am propus să arate. Urmează cotele, denumirea, punerea de nume, să nu uit să amintesc încă o dată că putem edita linia de secționare ca pe o schiță oarecare. Uitați, buton dreapta, edit și am intrat în schițare. Se vede că trece prin punctul acesta și putem să-i facem diferite prizuri. De exemplu, să treacă linia de secționare perpendicular, să vină până aici, să se întoarcă paralel aici, să revină aici, după aia X, care înseamnă trim, să scot părțile acestea și să văd și am rezolvat. Păi am făcut o secțiune între, care arată așa. Ziceți că nu-i corect. E foarte corect. Totdeauna vei avea încredere de plină în curbele de pe aici, pentru că sunt garantate, cum să zic. Și mai înclinăm încă o dată. Schimbă lucrurile. De ce? Că n-am pus unele nu perpendiculare. Edităm schița, ca pe orice schiță, și punem să fie perpendiculară linia asta pe asta și sperăm ce ar trebui să fie perpendiculară și colinearea asta cu asta. În moment ce eu am întrerupt, s-a pierdut colinearitatea. Și abia acum mă duc în interior, că am nu știu ce detalii de surprins, de surprins într-o piesă. Facem frecvent cu studenții lucrurile astea, fiindcă primesc ca temă piese din trecut, care au abundă în imaginația desenatorilor, proiectanților și trebuie să le putem face. Eu de ce aici? De ce nu văd? A, nu văd pentru că s-a tăiat de aici și până a revenit și văd partea de sus. Din nou, imaginația noastră este limita superioară a ce putem face. Fiți atent, dacă trag acum asta și o fac atât de scurtă, se taie și partea de aici și aici ce ai face? Ai selecta asta, ai face-o să fie invizibilă, visibility, ai selecta aici proiecția, după care ai alege să faci o schiță și ai trasa, ai proiecta în schiță linia asta sau numai punctul, dar nu poți, linia întreagă. De ce? Ca să faci aici iarăși o minunată curbă spline de ruptură pentru a rezolva de mai încolo. Astea au de nu să le apuci, vedeți, de chestia asta. Că se bagă în ochii tăi. Fac. Finish sketch. Și am făcut o ruptură, că așa e putrat. Bun. Cum cotăm? Punem o cotă de distanță pe aici până aici. 120. E setat să ne propună chestii. Renunțăm. Și acum fiți atenți. Avem în Manage
editor, editorul de stil. Dacă vă uitați, este și pus sus pe bara asta. L-am pus eu mai de mult. Dacă veți să aduceți o unealtă pe bara de acces rapid, buton dreapta pe Styles Editor sau altceva, Add to Quick Access Toolbar. Adaugă la bara de acces rapid. Până sus. Cele cu care lucrați mai des, de exemplu, un Word, care are același principiu, ei, Microsoft au născocit partea asta cu ribbon, banda de unelte. Eu pun acolo o pagină întreagă, la vedere, pagina întreagă sau culcat. Și o selectez repede ca să văd ce știu eu ce document. Activăm editorul de stiluri, pentru că suntem în desen. Este deja centrat pe dimension. De fapt, aici avem multe elemente care pot fi editate. Și reglăm cum ne place să eliminăm zerourile finale de la cote. Trailing zeros. Iar prin alte părți să facem să se vadă mai scurtă linia asta. Eu fac prezent asta. Normal o salvez dintr-un șablon, dar niciodată nu lucrez cu șabloane, că tot arăt cuiva cum se face de la zero și n-am cum să plec la... Particularizăm programul, ajungi să-l faci să nu mai cunoască altcineva. Poți să umbli la opțiuni și, de exemplu, este bifat că să se pună o marcare de rază fără să meargă linia la centru. Dacă vrei, alege cealaltă variantă. Deci ai între două variante de ales. Și așa mai departe. La diametru să apară numai o linie sau ambele linii. La noi e cu ambele. Săgeți la ambele capete, nu doar la un cap. Când apeși pe Save, vă uitați la cota asta. Se reglează și arată cum am văzut aici. E puțină depărtare. E minunat. Ce mai aveam de spus aici? Aveam de vorbit despre cum fac o teșitură și cum o potez. Unde ești? Unde ești? Dacă mergem la piesă și facem undeva o teșitură, selectați o muchie, alegeți chamfer, 2, nu 2, 1.5. Ok. Am aplicat o teșitură de 1.5 la 45. Odată ce am făcut treaba asta, 6 ca să o văd în condiție, o regăsesc aici. Uitați-vă, a apărut teșitura pe piesă. Nu era, nu? Cum o cotez? Selectez această proiecție, deci clic când văd canalul și atașez o schiță mergând pe Create Sketch, care e ori în Annotate, ori în Place Views. Proiectez în schiță Project Geometry. Dacă nu ați preselectat o proiecție, nu găsiți asta activă și vă întrebați de ce nu pot să o folosesc. Pentru că n-ai selectat cărei vedeți secțiuni, deci cărei proiecții, să-i atașez noua ta schiță. Selectez liniuca asta, a venit în schiță, nu toate liniile din desen se află în această schiță. Numai cele pe care trebuie să le aduc, ar fi prea încărcat să vină tot altul. După care, trag niște linii. Am învățat la schițare. O linie care începe de aici, se duce încoace, uite așa, și vine aici. Ok. După care scriu un text care este 1 pe românește, 5, x, 45, și de aici aleg, vedeți aici niște simboluri. Aleg pe ăsta cu grad. Și a pus grad.
fie punctul de start ăsta pe verticala ăsta. Dacă mai dorești, poți să tragi asta mai încoace. Poți să o tragi mai sus, se va ține după ea. Finish sketch. Și acum, când mutăm proiecția asta mai încolo, vine și ăsta după noi. Pentru că e legat de schița asta. Asta e o mare chestie, să menții împreună toate lucrurile, pentru că uiți de lucrare, vii să o actualizezi piesa și vrei ca desenul să nu mai stai să-l bucătărești iarăși, poate să le iei, să le plasezi, nu știu ce. Cum face la un bocat. Bun. Tot prescris în cartea aceea. Da? Nimic nu este să spun aici și să nu fie în cartă. Vrem să punem o cotă de toleranță aici jos. Pentru asta ne ducem pe dimension și întâmplarea face ca aici poți selecta linia față de... A, și aici au fost selecta. Însă sunt multe situații în care nu apare diametru. Uite, asta nu pot să o selectez. Deci vreau să pun diametru pentru canal. Selectez o latură, selectez cealaltă latură și pun cota aici. N-are în față un fit, pentru că nu știe că e un diametru acolo. Ca să-i pun diametru, când este activ dimension, clic pe cotă și editez cota. Observați, clipește cursorul în spatele simbolului. Acolo e valoarea cotei, simbolul acela. Home, ca să duc în față cursorul și pe urmă aleg de aici, de la simbolul fi. Asta. Ok. Și apare fi 28, nicio diferență. Sau o mică diferență față de celălalt. Și trag într-o parte, scuze. Sunt în activată mâna de cotare. O trag pe asta mai încolo, ca să încapă bine în desen. Aici trag proiecția de jos mai jos. Un pic. Îmi fac loc și 8 prin prejurii. Dublu clic pe asta și elimin scara, pentru că tot e aceeași scară. Și scriu în față secțiunea. O secțiune. Unea, blanc, ok, așa. Cum punem toleranță? Facem dublu clic, când nu e activat dimension. Pe cotă, treceți la Precision and Tolerance, mergeți pe ultima, de obicei, aceasta. Știe că este un arezaj, nu este un arbore și mi-a aplicat simbolul H7 pentru gaură și nu pentru șaf, arbor. Puteți, forțat, să alegeți aici să puneți not aplicabil și să puneți din cu acel H7. Dar ce fac aici o prostie, pentru că nu e un arbor. Dar vedem că se poate. Sunt plasate valorile, dar cu 20 mare. Ca să le fac cu 30 mare, aleg cu 30 mare. Și revin aici, că totuși nu e frumos, la un arezaj, să pui toleranță de arbă. Știți mai bine ca mine, pentru că ați făcut recent, mult mai recent decât mine, toleranță și ajustaj. Cei care urmează, vor fi mecanici. Puteți alege și alte variante. Doar H7, doar asta sau am. Lista aia de variante. Cum punem acum o rugozitate? Ne ducem pe Surface, aici, selectăm o suprafață, cum ar fi asta, Continue, a știut să o pună pe interior și nu pe aici, ceea ce deja e ceva, și punem aici 0,8, ok, după care vedem că se încalecă peste toată lucrarea. Și atunci o tragem frumos, de punctul ăsta, undeva afară și își face și linia ajutătoare ca să fie cât mai aici. Ăsta trage și pe el acolo.
Ăsta nu-l puteți trage în schiță, deci trebuie să o dați la schiță. Dublu clic pe el și trageți în schiță. Puneți, nu știu unde. Mai nou, mai... V-am propus niște desene, da? În, pe site. Păi alea zbibilite, tată, toate astea sunt făcute cât se poate. Adică aici ar fi trebuit să ies cu... Deci o să-i scot cu F8, știți că văd restricție. O să-i scot chestia asta de aliniere la margine. F9 ca să dispară restricțiile, după care trag asta mai lungă aici, l-am pus pe dumneavoastră și până aici. Nu mai vreau să fie pe verticala asta. A fost o idee, dar am trecut. Bun. Cum punem abatere de poziție reciproc? Hai să punem și aici niște axe la aceste două etaje și zicem, domne, vreau să pun S. Am ieșit din pune ax. Vreau să pun paralelism între aceste două arezare. Pentru asta dezvolt aici toate simbolurile. Aleg datul. Selectez linia asta și pun aici referință. Vrei să fie litera A? Nu, nu, că A e o secțiune. B, să nu-l înfurt pe creștinul care citește. Sau musulman, nu știu ce e. De acum încolo. Nu mai pun alt marcaj de genul ăsta. Și acum trec la celălalt. Ce fel de indicație vrei să pui? Merg pe linia de axă, clic aici, continuu. Și acum vreau să fie paralelism, care este acesta, și vreau să fie raportat la B, și vreau să aibă valoarea de 0,05. Deci să nu fie mai mult de 5, oriunde ai măsurat, neparalelism, de astea tot. Știți mai multe, citim cărți de toleranță și ajustare. Gata cursul numărul 5. De ce n-am fost numărul 6? Mă mai auziți? În spate? Și apare lungimea. Deci nu poți să pui la un șurub de
40 și așa mai departe. Tabelul acesta poate fi transpus în inventor și dincolo de amănuntul că putem să vin arăt, că e interesant. În afară de amănuntul că putem face un desen cu aceste elemente parametrice, putem vedea forța acestor parametri care guvernează tot în inventor. Și puteți să vă jucați și să faceți chestii extraordinare umblând la acești parametri. New, standard IPT, planul XY, unde facem o schiță. Încep de aici, trag o linie așa, așa, fix până aici, nu e orizontală, dar las că mai vedem noi. Și acum țin apăsat pe buton, deci sunt în capătul acesta, țin apăsat pe buton și plec în jos. Și am trasat un arc de cerc în loc de o dreaptă. Close. Și am închis conturul acesta. Pentru că l-am închis. Cer acum să fie punctul acesta, centrul arcului, pe linia asta. Și linia pe axă. Dar și linia asta, nu pe axă, pe origine. Cer să fie orizontală linia asta. După care zic, domne, cam respect proporțiile de pe acolo, stai să mai lungesc un pic și să tragă să mai... Și și ăsta parcă mai mult, ca să arate cam ca desenul de acolo. După care pun prima cotă. Așa ceva. Prima cotă ar fi diametrul nominal, dar stai să fac asta, să fie linie de axă. Adică așa. Prima cotă este diametrul nominal al filetului, șurubului. Și scriu aici ceva deosebit. Vă rog să fiți atenți. Până acum am scris o cotă. O valoare. 20, 6, 5, 4. Acum scriu așa. Demit nom egal 16. Definesc eu un parametru cu un nume și cu valoarea 16. Acelui parametru. Dacă nu i-aș spune, ar fi de 0. El automat consideră că numerotează parametri începând cu 0 până la oricum. Păi da, dar nu văd aici că scrie treaba asta. Poți să vezi, descomptând. Aici sunt 5, 1, 2, 3, 4, 5 iconașe foarte importante. Le vom tot aminti noi. Vreau să arăt, sub formă de expresie, toate cotele. Și atunci apare numele parametrului. Păi stai că fac așa la mai multe. Și anume, dimension. De aici folosesc, atenție, exact denumirile din standard. Vedeți că ar fi vrut să pună de 1. Eu pun lung K egal 18. Valorile pe care ai pus-o pe o linie din standard. Raza de aici este 10 și este R sferic. Așa scrie în standard. Egal cu 10. Ok. Diametrul de aici este dia K egal cu 28. Întotdeauna puteți spune ca nume o expresie. Unghiul acesta este unghi K egal 45. Și sunt grade. Aici e o teșitură dată parametric, așa vreau eu, plecând de la schiță, cu numele TES, egal cu... Stai că ăsta e unghi TES. Unghi TES, egal cu 45. Există
distanța asta, de aici până aici, asta este test egal cu 3. La biletul, la șurubul metric 16, astea sunt cote. Și mai am depus lungimea asta, de aici și până la capăt, pentru linia din tabela aleasă de mine, cu numele lung egal 40. Finish sketch, R de la Revolve, OK, F6 și am făcut ciurubache. Mergem mai departe. Îl facem și noi să arate cu cel la 6 la ciurub. Să fie și el lucios. Ne uităm la tabul Manage și vedem aici FX Parameters. Dar e și aici. Păi este pentru că am aplicat butonul dreapta și l-am dus sus cu Add to Quick Access Toolbar, cum vă spuneam adineaua. De ce? Pentru că folosim adesea și în loc să mă mai duc, eu sunt în 3D model aici, să mă mai duc pe unde o fi FX, îl văd aici, clic pe el și văd ce conține. Aha, păi conține numele pe care le-am pus eu de nom 16, lung, cap 8, în ordinea în care le-am pus, să știți. Primul era de 0, al doilea de 1, al treilea de 2 și așa mai departe. Afară de cele de aici, mai adaug eu, tocmai ca să demonstrăm forța acestei categorii de elemente din inventul, mai adaug eu niște nume cam ciudate. H-hex, tab, tab, cu valoarea de 3. Veți vedea imediat ce înseamnă fiecare. Să reținem că putem oriunde să punem nu milimetri, ci țori. Sau picioare. Am pus țori aici. Se vede? Și ce se întâmplă? Uite ce se întâmplă. Fiți foarte atenți că e dureros. 45 de țoli în loc de 40 de țoli în loc de 40 de milimetri. Da. Controlăm geometria prin parametri. Revin. Nu-i frumos. Poți să scrii 40 ori 25.4 supra 1 milimetri. Și ai exprimat în țoli. E aceeași valoare. Enter. Adică 40. Am scris 25.4 supra un sol. Poți să te joci cu fel și fel de expresii care să-ți îndulcească și să elimineze viața. Adăugăm alt parametru, SX, tap, tap, 24. Altul. L0, tap, tap, ca să trec la coloana de peste unități. Și ultimul, TPC, tap, tap, 0,66. TPC este abaterea de la paralelism, fiți atenți. Vedem imediat. Da. Home. F6. Facem mai departe configurarea acestei piese. Cum? Plan. Deplasăm încoace. Și în loc să scriem o valoare, listăm parametrii și alegem H-hex. Unde ești H-hex? Uite aici. Îi punem semnul minus în față, pentru că știm că e în partea cealaltă. Ok. Deci am pus o cotă din parametrul care am definit eu anterior. Cred că vă dați seama oricine că în această ambianță pot să am o cârnat de parametri și să import în inventă pe care de spreadsheet, de tabel Excel. Aici fac o schiță în planul acesta pe care tocmai l-am definit. F5 ca să revin la
expoziție, F7 ca să văd înăuntru, și fac un poligon cu 6 laturi, este implicit, perfect, până pe aici. Și păi pun să fie pe aceeași orizontală punctul ăsta cu un colț al hexagon A, pe aceeași verticală. Scuze. Am ales un alt plan de început și din cauza asta nu mi-a ieșit ceva. După care pun cota hexagonului, care este S hex. Cheia. Și am dimensionat local un hexagon. Proiectez în schiță cercul de capăt și ies de aici și fac extrud al contururilor celor 6 de pe dos pe toată lungimea. Ok. Ascund planul și am făcut în capăt. Am greșit o portă. Ce pot am greșit? Mă duc pe FX și compar cu ce aveam aici. E prea unghiul capului este 30 de grade și nu 45 de grade. 30. Unitățile vedeți că sunt aici tech. Deci un enter îmi lasă tech. Și se schimbă înfățișarea ăstea devenind mai lungă. Partea pentru cheie. F6. Punem acum filet pe exteriorul șurubului. Filetul acesta îl aplic cu unitatea thread, cu unealta thread. Nu vreau pe toată lungimea. Arăt un capăt ca să știe din ce capăt vrei tu să fileteze acolo. Punem aici un parametru dintre cei pe care am ales și anume ar putea fi dedus la este ce se întâmplă? Aici e și o teșitură, da? El pune filet începând de la marginea asta. Și atunci pun L0 chiar prima minus test. Minus 3. Test. Asta. Ok. Deci nu doar că pun parametri, pun și expresii cu parametri folosiți și cosinus hiperbolic și tot așa devine ajutat. După ce am definit toate acestea, totuși numele cursului este familie de piese. Aici o piesă. Nu e o familie. Atâta numai că elementele acestei piese sunt foarte scrupulos, să zic, denumite, că o avea un sens treaba asta. Așa și este. Intrăm pe Manage, Create iPart. iPart face parte din categoria inventor a unor elemente care pot fi flexibile ca definiție. Și ai iPart, ai Assembly și ajungem până la iLogic, care parcă la noi a sunat iLogic. Dar nu este iLogic, ci este din familia asta de denumit programare basic sub inventor, cu care poți să faci foarte multe lucruri. Am scris acolo o carte ce lucruri, dar nu avem timp să facem la curs, am anunțat de bine asta. Create iPart și apare tabelul ăsta, în care vedem toate elementele puse de noi. Deno, lung, cap, râs, feric, dia, cap, ale acestei piese.
dreapta pe linia asta, insert row. Și apare, asta e piesa 4, varianta 01, varianta 02 a piesei. Și ce vrei să-i faci? Păi vreau să-i pun pe aici alte valori. Și anume, în loc de 16 mm, vreau să fac de 6 mm, să fie diametrul celei de-a doua piese din familie. Bine, și mai faci ceva, o să vezi. Tu lasă-mă acum, că o să-ți arăt. Când faci OK, uitați-vă aici în stânga sus, apare un nou obiect, se numește table. Table. Da, pentru că este piesa aceasta, corespunde liniei acestea. Dacă faci dublu clic aici, primești o eroare. Vreți să vedeți? Uite. De ce? Pentru că am aplicat un filet de metric 16 aici, dar eu n-am pus specificația ca să fie ISO, l-am lăsat ANSI. Și nu poate să o aplice pe filet de metric 6, de fișa, i-am schimbat diametrul nominal, din 16 în 6. Lasă că o să rezolv eu. Și uitați-vă cum face. Nu e în tabel ăsta. Deschid pe cel pe care l-am făcut pentru acest curs. Și este în tabel, înainte de Fred. Aici e tabela cu dimensiune. Apare eroare. Aici sunt puse toate. Deci a fost o linie de parametri cu niște valori. Și am mai pus o linie în care erau copiate aceleași valori. Nu. În ce am deschis eu acum sunt valorile corecte ale alte linii din tabelul cu șuruburi de genul ăsta. Accept treaba asta, dar editez tabela și uitați-vă ce fac. La filete e o categorie specială și cer să fie dus metric 16 ăsta în dreapta și apare o nouă coloană în tabel la care văd metric 16 ori 2. Nu, 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 nu ăsta vreau să fie filetul. Este la filet de metric 6, e metric 6 ori 1. Dacă 8 este 1,25. Fac normal. Și pe urmă mergem la pipe diameter, aducem și pe ăsta aici, și aici este 16, diametrul care se filetează, și aici este 6. În momentul ăsta nu se mai supără și uitați-vă, face, deci trec de la un element la altul și arată corect. Este suprimată extrudarea pe care o fac să nu mai fie suprimată nici la unul, nici la celălalt. Pentru că vă spun de ce. O altă caracteristică ultimissima despre care vă mai vorbesc eu în această lucrare este faptul că în acest curs și vin la zi cu cursul. Foarte încântat. Am fost prispa că nu pot să fac. Dar și din cauza că nu merge sistemul la audio mod, o să mai încerc în loc. Putem face ca anumite caracteristici să fie sau să nu fie la piesele din familie. Adică să aibă caracteristica compute, calculează, pună sau suppress. 2 de plus și 2 de sus. Cuvinte destul de grele, dar norocul este că pot spune C în loc de compute și S în loc de suppress. Și uitați-vă ce fac cu jonglerii aici, în felul următor. Dublu editez tabela, edit table, și spun așa, aleg suppression, și, de exemplu, extrudarea, o duc aici și a apărut cu numele compute, pentru că e la amândouă, compute,
și mai aduc și thread, dublu click e același lucru cu alt selectat și apăsat. Și apare compute. Ok. N-am făcut nimic. Sunt amândouă la amândouă. Și zic, domnule, la ăsta mic nu-i mai pun hexagon. Și la celălalt nu-i mai pun file. Edit. Table. Nu-i mai pun extrusion la cel mic. Scriu aici. S. Aș putea să scriu tot cuvântul. Suppress. De acolo. Și mai schimb ce aici și pun S. Și acum vă rog să observați. Arată așa, da? Ok. Ăsta nu are hexagon. Am suprimat extrudarea care producea hexagon. Deci faci o familie de piese, de piese cu o piesă reprezentativă care are și găuri, și filete, și de toate, și până alegi care din familie să aibă găurile, care să nu le aibă, care pe ce parte, etc. Poți să generezi o întreagă familie de piese. Fiecare dintre ele, acum aduc pe cealaltă, unde hexagonul este, dar filetul nu mai este. Că le-am suprimat selectiv. Am luat pe caracteri. Poți să scoți, bineînțeles, desenele fiecarei piese, de exemplu, la ăsta micuțul, desen cu șablonul chenar cu indicator al nostru, base, drawing, unde ești, unde ești, trebuie să arăt din tabel, care din tabel este, stați așa, că știu eu ce este. E o șmecherie ca să alegi din tabel, nu știu care. Vă spun după pauză. 10 minute pauză.